Bună tuturor! Bine v-am regăsit la drumul spre succes. Acest lucru vi-l îndatorez și vouă. Vreau să deveniți și voi pe calea succesului. Cum vedeți în... Vă citesc. Când, unde, cum, de ce s-au format vulcanii? În straturile interne ale Pământului există zone în care se acumulează mase uriașe de magmă, roci topite. Uneori, aceste mase se ridică către suprafața planetei, prin interiorul coșului unui vulcan, care se termină cu un crater. Din acest loc sunt eliminate în exterior, sub formă de explozii, materii solide, pietre de lavă, lichide și gaze. Cum se subțiază stratul de ozon? Stratul de ozon care înfășoară planeta noastră se comportă ca un filtru uriaș al radiațiilor solare, lăsând să treacă de el acele radiații solare inofensive și absorbindu-le pe cele ultraviolete. Din păcate, însă, o serie întreagă de gaze produse în cadrul activităților desfășurate de oameni au dus la distrugerea acestui strat de ozon. Este vorba de gazele folosite în frigidere, pulverizatoare și spray-uri, aparate de aer condiționat, etc. Cum se produce încălzirea Pământului? Încălzirea are loc atunci când stratul de gaze invizibile care înfășoară planeta se încarcă cu dioxid de carbon și nu dă voie căldurii provenite de la soare să fie degajată în atmosferă. Aceste gaze contaminate provin din diferite ramuri ale industriei, de la mijloacele de transport, acționând asemenea unui acoperiș de seră. Acesta este și motivul pentru care acest fenomen a prins numele de efect de seră. Cum se realizează o prognoză meteorologică? Meteorologii sunt cei specialiști care prognozează timpul probabil, ținând seama de informațiile obținute din cadrul unor observatoare aflate la sol, ca și de cele care sunt trimise de către sateliții artificiali ce se mișcă pe diferite orbite în jurul Pământului. În spațiul cosmic, cu ajutorul acestor date meteorologice, alcătuiesc zi de zi așa numite hărți ale timpului probabil. Presupuneri care însă nu întotdeauna se arată a fi deosebit de exacte. Ați mai auzit cumva la știri, la meteorologie, că ea se mai încurcă așa puțin? Știți voi, că eu am văzut, dar voi? Adică vreme de afară. Nu e cum zic ei. Mereu. Știm că urmează să plouă în curând. Numeroase animale pur și simplu simt sosirea ploii cu puțin timp înainte ca aceasta să înceapă să cadă. Putem afla că va ploua curând dacă observăm din timp următoarele comportamente ale unor asemenea animale. Lutele se rotesc în zbor în preajma terestrelor, pescărușii zboară pe deasupra acoperișurilor.
caselor, iar râmele ies la vedere din pământ. Pentru că știți ce sunt râme, nu? Hai să vedem acum, deci foarte ceva ciudat. Cum se produce o eclipsă de soare? Wow! Eclipsa de soare presupune dispariție totală sau parțială a imaginii soarelui din cauza faptului că între pământ și acest astru se întrepune luna sau din cauza că soarele se află temporal în conul de umbră al lunii. Astfel, luna oprește trecerea luminii soarelui și proiectează umbră numai asupra unei zone de pe pământ. Eclipsele de soare sunt mai frecvente decât cele de lună, producându-se pentru 4 sau 5 ani. Wow, ce mult! Vă dați seama? Cum se formează un curcubeu? Curcubeul este un fenomen optic și meteorologic, ce se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de formă unui arc colorat. Mie îmi place foarte mult curcubeul. Ce am văzut una? Vă dați seama? Era frumos. Hai să imaginăm. Atunci când lumina soarelui se reflectă în picăturile de apă din atmosferă, de obicei curcubeul se poate vedea după ploaie, când soarele se apropie de linia orizontului. În condiții de vizibilitate bună, poate observa uneori și un curcubeu mai slab. Eu am văzut curcubeu slab. Să știți. Dar voi ați văzut vreodată un curcubeu? Ziceți-mi și mie în comentariu dacă ați văzut vreodată un curcubeu. Dacă vreți, puteți să-mi ziceți și ce culoare are. Concentric, primul și puțin mai mare, care are culorile inversate. Cum se produce o eclipsă de lună? Un asemenea fenomen se produce atunci când luna, în mișcarea ei de rotație în jurul Pământului, intră în zona de umbră pe care o proiectează planeta noastră ca urmare a iluminării ei către Soare. Dacă luna intră în acest spațiu de umbră, se produce o eclipsă totală sau una parțială. Este eclipsa totală atunci când luna este acoperită în totalitate de umbra Terei și eclipsă parțială atunci când umbra Pământului acoperă numai o parte a lunii. Cum sunt partea vizibilă și cea invizibilă a lunii? Și partea vizibilă reprezintă partea lunii pe care noi, oamenii, o putem vedea de pe pământ. Fața vizibilă cuprinde o cantitate mai mare de așa numite mări de lavă decât fața invizibilă, deoarece coacea acestei este mai groasă și mai decât fața invizibilă, deoarece scoarța aceasta este mai groasă și mai împiedicat infiltrarea lavei. Fața invizibilă prezintă mai multe caractere, iar suprafața ei are un aspect mai accidentat. Acum o să vă citesc un banc, înainte să încheiem acest episod. Ion și Gheo trecut bine de 80 de ani stăteau în fața casei, pe băncuță, și povesteau. La un moment dat îl întreabă pe Ion pe Gheo. Mă, dar cu sănătatea, cum mai stai? Bine, zice Gheo. Am avut numai niște probleme de memorie, dar am găsit un doctor tare bun și m-a tratat. Apoi, mă, Gheo, zici și mie cum îl cheamă pe doctorul acela, că și eu am probleme cu memoria. Păi, îl cheamă, stai așa, cum îl cheamă, numai un pic și
că zic, am apoi cum se numește floarea aia micuță cu mijlocul galben și cu petale albe? Apoi aia Margaretă Măghior. Nu așa, că bine zici, Margareto, cum îl cheamă pe doctorul ăla? Așa, acum am încheiat acest episod. Ne vedem în episodul următor. Și la fiecare sfârșit, pe aproape sfârșit de episod, vă voi citi câte un banc. La revedere și dați like, subscribe și share sau comentați. La revedere!